cât de multe fragmente pot să fac într-o oră pe Bloxroot. Până acum am făcut cât de multe nivele pot să fac într-o oră și cât de mulți bani pot să fac într-o oră. Dar având în vedere că sunt ultimul sărac când vine vorba de fragmente, m-am decis de ce să nu fac și un video în care văd cât de multe fragmente pot să fac într-o singură oră. Dacă vreți și voi să farmați fragmente sau vreți să dați awaken la fructe și așa mai departe, puteți să intrați pe serverul nostru Discord în care puteți să faceți extrem de multe chestii, printre care trade sau să contactați persoane cu care să vă jucați, să dați awaken, să faceți ce vreți voi. Și dacă vreți să intrați, aveți linkul în descriere. A, da, și dacă nu apăsați pe butonul like, îți se respirație. Dar acum fără să mai tragem de timp, hai să trecem direct la video. Ok, înainte să începem timerul, trebuie să ne pregătim și să facem unele chestii. Primul lucru care trebuie să-l facem este să mergem aici la Tiki Outpost, pentru că pentru challenge-ul ăsta o să avem nevoie să folosim Buddha și un autoclicker. Dar nu o să folosim autoclickerul cu orice sabie sau cu orice fighting style, ci o să farmăm cu Dual Curse Katana. De ce cu Dual Curse Katana? Pentru că dacă mergem aici la NPC-ul ăsta, stăm aici cu spatele la fereastra asta, apăsăm pe R și după aia ne teleportăm aici. Și acum vă întrebați, oare de ce folosesc Dual Curse Katana? Pentru că nu cred că are cel mai mare damage din tot jocul la click-ul și așa mai departe. Dar dacă mergem aici și vorbim cu Dragon Talon Sage, dăm aici pe Enchant și dăm aici pe Sword. Am aici enchantul ăsta care se numește Strong Grip și aici calează damage-ul nostru cu 40% de la melee și 60% de la sword stats. Deci dacă noi avem punctele în sabie și în melee, primim mai mult damage. Dacă mergem, de exemplu, aici la Turtle Mansion și mergem la un NPC să vedem cât damage dăm, dăm extrem de mult damage. Activăm aici și HQ-ul. Nu știu cât dă de obicei, deci acum o să vedeți numai damage-ul care îl dau eu, dar puteți să vedeți și voi cât damage dați voi cu Dual Curse Katana, că este mai mare damage la mine decât la voi. Și enchantul ăsta este foarte, foarte bun, pentru că, de exemplu, dacă eu aveam 0 stats-uri în sabie, atunci tot dădeam extrem de mult damage, deși am 0 stats-uri, dădeam de parcă aveam, nu știu, vreo 2000, să zic așa, numai din cauza enchantului ăstuia. Dăm aici prima dată click cu 3100 damage cu un singur click, bro. După aia avem aici și Z-ul, 6500 damage și după aia avem și abilitatea asta, iară 6000 damage. Deci 12.000 damage cu două abilități. 12.000 damage e insane. Și de asta o să folosim neapărat Dual Curse Katana, pentru că Dual Curse Katana mea este mult mai puternică decât una normală. Și acum singurul lucru de care mai avem nevoie este să mergem aici și să echipăm Buddha-ul. Avem nevoie neapărat de Buddha, altfel stăm până mâine să batem un raid. Singurul fruct care ajunge cât de cât la același nivel cu Buddha, dar nu prea, că Buddha-ul tot e pe primul loc, când vine vorba de farmat fragmente pentru raiduri, este Kitsune, dar repet, iar nu dă la fel de mult damage când o să dăm noi acum, pentru că avem și Buddha-ul, avem buff-ul de la Buddha, plus avem și Dual Curse Katana astea care sunt OP, care dau mai mult damage în total decât dacă folosim click-ul de la Kitsune. Acum, băieți, începem cu grindul, începem imediat și cu timerul, l-am aici pregătit. Mergem aici în portalul ăsta, mergem aici drept în față la Sea Castle și vorbim aici cu Misty Serious Scientist. Eu nu am de gând să-mi folosesc buddy ca să dau star la rider, pentru că, de câte vezi, am 8 milioane, care nu-i chiar mult. Și vreau să mai țin și eu niște bani, pentru că nu prea am mai dat roller deloc în ultimul timp. Deci mergem aici la Mysterious Scientist și îi dăm numai fructe gri. Din fericire pentru mine, vedeți și voi că am extrem de multe fructe gri. O să fac vreo 70 de raiduri numai cu fructele gri. După aia mai am și astea albastre și așa mai departe, că nu vreau să știu nimeni. Deci o ducem bine, băieți, pe fructe. Și acum să mă întrebați probabil ce raid fac eu. Mie îmi place mai mult să fac decât flame, că nu știu, toată lumea zice că flame e cel mai ușor. Nu mi se pare chestia asta. Cel mai ușor mi se pare mie, preferința mea, este dark raid-ul. Deci o să facem numai dark raid-uri, pentru că nu știu de ce lumea preferă flame raid-ul. Deci acolo am murit de atât de multe ori numai pentru că bossul ăla se crede amuzant și mă împinge în lavă. E insane, bro. Deci în orice caz folosim ăsta, folosim chipul, apăsăm aici și dăm start la timer. Ok. Hey, și acum, ce facem noi? Activăm autoclicker, băieți. Deci ăștia efectiv n-au ce să fac acum, că avem și Buddha și avem și autoclickerul cu Dual Curse Katana, care e OP, bro. Știu, bro, cât de repede eu mor, e insane cât de mult damage dăm. Bine, e numai prima insulă și ăștia cred că au HP-ul mai mic decât de obicei, dar și dacă au HP-ul mai mic, tot dăm extrem de mult damage, bro. Îi ardem. Cred că sunt destul de prost, că acum mi-am dat seama că nu am, de exemplu, cyborg-ul, adică oricum nu am cyborg-ul full, dar Angel
nu ne ajută la absolut nimica, pentru că avem Buddle activat și nu se pot atinge NPC-urile de noi. Damage-ul ăla extra de la Angel nu ne ajută deloc. Bro, avem așa de mult movement, deci avem două abilități de movement la God Human, după aia avem fâul de la Buddha și după aia mai avem și abilitatea de movement X-ul de la Dolker's Katana. Deci ajungem de pe o insulă pe alta atât de repede. Deci NPC-urile astea sunt așa enervante, deci nu știu cine s-a gândit la asta să le deie stun-uri sau abilități la NPC-urile de pe insulele de farmat. Așa, ne transformăm acum în Angel V4, nu ne ajută cred că la absolut nimic, dar să fie acolo. Ok, și acum ce fac eu de obicei este să stau în colțul ăsta și așa nu buguim NPC-urile, pentru că dacă ne uităm acolo sus, vedeți punctele alea roșii, NPC-urile se spawnează și rămân aici. Uite și tu, bro, că nu mai vine acum la mine. Se spawnează și rămân pe, nu știu, pietrele alea de sus și după aia nu pot să îi mai atac. Așa, dăm și X-ul de la Soul Guitar. Bă, unde mă arunci, bă? Am bătut boss-ul, nice. Acum mai avem două NPC-uri, cred. Bro, dar dacă ar veni și ăla aici, stă și campează ca un camper din Fortnite și e unul buguit aici, normal, bro. De ce n-ar fi unul buguit aici sus? Tot și pe ăsta și mai avem 7 minute left, nice. E bine, ok. Bro, dacă nu m-ar mai împinge NPC-urile alea cu țepi, ar fi genial. Uite și tu, uite-te și tu, bro. Bine cam Buddha și nu-mi iau damage de la apă, dar e cam nesimțit NPC-ul. Parcă văd că fac o greșeală până la urmă și după aia o să mă consume foarte mult în timp, dar nu știu ce aș putea să fac. Aolo, bă, dar nu mai m-a aruncat cu țepii tăi cu tot. Bă, dacă s-ar mișca și NPC-urile astea mai repede, un vis, un vis ar fi. Hai veniți, vă rog, aici. Uite și tu cum campează, bă. Oh my god, bro, uitați-vă și voi la damage-ul meu. Combo de 500 de mii. Da, dacă nu m-ar mai stana, ar fi top, chiar. Când mai văd niciun alt NPC, presupun că boss-ul e ultimul, te rog. Nice. What the fuck, cum am buguit. Ok, știi ceva, cred că facem așa. Mergem aici și punem set point aici, că irosim prea mult să schimbăm la portal. Ia și ceva, o să fac un flame raid să văd. Poate zi eu prost, pur și simplu. Așa, dăm aici start. Bă, stai cât eu mi-am pus accesoriu. N-am ieșit un accesoriu pe mine, nu? Cred că o să folosesc Valkyria, știu că dă 15% dacă nu mă înșel, mai mult damage pe sub. Nu știu dacă există un accesoriu care dă mai mult sau care mă ajută la mai mult decât acum, dar o să folosesc Valkyria. 3500 damage, dăm aproape 3600 damage pe un singur hit de sabie. What? De ce n-am folosit până acum helmul de Valkyrie? What the fuck? Bro, e insane damage-ul ăsta, what? Nu știu dacă m-ar ajuta mai mult pilot helmet-ul, poate că mă mișc mai repede, dar nu cred. Cred că ăsta e planul meu, cu cât de mai mult damage, cu atât e mai bine pentru noi. Și de ce nu-mi place mie flame ride-ul? Pentru că dacă, de exemplu, stăm pe magma ăsta, vedeți că ne luăm damage. Deci, cred că o să încerc să nu merg pe lângă lavă și nici aia din mișto, cred că și aia dă mult damage. De asta nu prea-mi place mie să fac flame ride-ul, pentru că îți chestii de genul care te omoară și dacă nu ești atent, te duci. Când am fost atent de asta, e insul la a treia, vine a patra, ok. Dacă nu mai ar mai stana NPC-urile astea, ar fi top. Așa, astea cred că sunt ultimele două și după aia mergem pe ultima insulă. Nice, 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 ne transformăm acum, ne transformăm și în Buddha. Nici măcar n-am fost atent până acum, cred că scria 7 minute, 7 minute și 5 secunde, ceva de genul, până acum când făceam raid-ul de dart. Și uite, încă un motiv de ce nu-mi place flame raid-ul, e pentru că acolo este lava aia în care nu putem intra și era să mor acum dacă mă aruncam puțin mai departe. Și nu putem să mergem acolo, pentru că dacă mergem acolo ne luăm damage, prea. Așa enervant, boss, uite și tu la el. Bro, lasă-mă dată, în sfârșit a murit. Ok, acum problema noastră este cu NPC-urile astea. Deci până acum încă o ducem bine cu timpul, dar nu cred că o să ducem foarte bine, pentru că, uite și tu, se spawnează numai în lava aia NPC-urile. Cred că am făcut cu 30 de secunde mai rapid raid-ul. Oh my god, cred că play-ul e mai bun. Dar mai încerc o dată dark-ul, pentru că acum dă mai mult damage. Bro, damage-ul ăsta e insane. Bro, deci până acum nici măcar n-am fost atent. Cred că ăsta e al patrulea raid, cred. Cred că am făcut două de dark și unul de flame, dacă nu mă înșel. Deci până acum avem 3000 de fragmente. Hai că nu-i chiar așa rău. Dar se putea mai bine, sincer să fiu. Uite, bro, dar nu mai mă stana. Te rog, zi-mi că ăsta e ultimul NPC. Da, nice, ne transformăm în V4. Hai, veniți, vă rog, aici, nu mai stați acolo sus. Vă rog, eu din suflet, că mi se duce din timp. Iar e buguit unul sus. Și de unde ai venit și tu, bro, că-i dă asta cu multă HP? Măcar am bătut boss-ul, e bine. Uite,
uite-l și tu, uite-l și tu că e buguit înăuntru, nici măcar afară. Aolo, bro, 7.24, da, cred că o să facem și noi numai Flame Rider, cred că asta e ideea bună. Diferența de 10 secunde, dar nu contează, bro, avem nevoie de alea 10 secunde. Și încerc să dau foarte multe dash-uri, că un la mână ca să nu fiu stanat de abilitățile lor, pentru că sunt extrem de nervante și îmi pierd timpul dacă sunt stanat, ca de exemplu acum. Dar și să mă mișc mai repede de la un NPC la altul ca să-i mor mai repede, da, văd că nu prea merge, că oricum durează 5 ore până se spawnează ăștia. Oh my god, bro, câți din ăștia cu multe HP-s aici, what the fuck? Măcar am bătut boss-ul, acum mai trebuie să batem numai NPC-urile astea, dar aș spera să nu se mai spawneze, că văd că non-stop se spawnează. Te rog, zi-mi că ăștia sunt ultimii doi. Ba, ce-ai, bro, 20 de secunde mai rapid decât Dark-ul. Dar nu mai facem Dark-ul, facem Flame-ul. Hai, bro, hai, hai, mișcă-te. Hai că avem și un boost de damage acum că avem V4 încă activ. Bro, dăm 4000 damage pe hit. Stai. 4031 damage, ok. E insane, deci e insane build-ul nostru. Deci Valkyria plus dual curse katana plus buff-ul care le-am pe ele plus V4 de la Angel. Bine, oricum cred că dăm același damage orice V4 aș fi avut. De fapt, în afară dacă aveam human-ul, bro, dădeam și mai mult damage. Mamă, ce prost azi. Dar de fapt nu contează, cred că era mai bine cyborg-ul, dar nu l-am full. Oh my god, uite și tu, bro. Spar ceva. Bro, dar nu mai sta pe lava aia că mor dacă stau acolo. Cât am făcut? 5 raiduri în jumătate de ori? Eu zic că e bine. Deci asta înseamnă că până la sfârșitul video cred că o să avem 10.000 de raiduri dacă sunt un pro player. Uite și tu. Deci fiecare NPC mă aruncă. Repede V4. Dacă nu m-ar mai arunca cu soarele ăla. S-a dus boss-ul, nice. Și te rog zi-mi că ești ultimii. Nu sunt ultimii, că de ce ar fi ultimii? Că încă se spawnează NPC-uri. Nice. Ia, vreau să fac un magma raid. Știi ceva? Fac un magma raid că s-ar putea ăla să fie mai ușor. Mi-a de la ăsta? Nu meu. E bine. S-ar putea să fi făcut o prostie, dar cât timp avem timp mai bun decât la ăla de Dark, pentru că ăla se buguiește mereu unul acolo sus pe clădire. E bine. Și cred că insulele la magma sunt mai mici. S-ar putea să vorbesc acum o prostie, dar cred că sunt mai mici insulele. Deci am avut dreptate și dacă stau aici sus, cred, dar nu mi-au nici aici. Magma nu știu de ce, dar nu ții damage de la lava, dar la flame îți iei. Deși chestiile alea de pe jos de la flame îți iar magma sau lava sau chestii de genul. Nu înțeleg unde e logica, bro. Fix la magma, nu funcționează magma cum trebuie. Era ultimul? Nice. Ce mică și liberă e insula asta, what the fuck? E bine că nu se buguiesc în pisile de nimic acum. E ultimul NPC, te rog. Nice. Stăm aici în mijloc să vină toți egal la noi, să vină mai repede. Zic asta și după aia normal că nu se mai spanează, uite și la ei. Bro, veniți odată. Ok, ăsta cred că e ultimul NPC. Și de asta îmi place și magmaul, pentru că uite și tu, bro, cât de liberă este insula asta și putem să stăm în mijloc și vin toate NPC-urile aici. Transformăm repede că am uitat. Oh my god, uite și tu cât de repede crește damage, what the fuck. Și alt fruct ai văzut să deie un damage așa rapid. În afară de Buda. Am uitat de chestia asta cât de nervantă-i. O, să nu stau nici în magma aia, că-mi dă mult damage. Uite, bro, că mă arunc într-una. Cred că trebuie să dau într-una, deci, da, uite că am acum o dat pe lângă. Ce fraier ești. Bro, what the fuck? Record de damage? What the fuck? 700.000 damage. Nice. Cam la fel de repede ca la flame, dar cred că o să fac magma, pentru că așa nu trebuie să-mi fac griji că mor de la podea. Bro, mi s-a bugit NPC-ul, nu mai pot să vorbesc cu el. Haolo. Hai, bro, că nu mai avem mult timp, mai avem timp numai de 3 rider sau ceva de genul. 3-4 rider maxim. Uite-te și tu la NPC-urile astea, bă, deci nu le suport pe astea cu spike-ul. Așa, folosiți-vă abilitățile să veniți la mine, nu să-mi dați an, vă rog. Ai, că ești nesimțit. Hai, dați, bă, spawnați-vă mai repede. Uite și tu, bă, ăsta se crede șmecher. Uite și tu cât HP are, mori odată. Nice, acum suntem pe ultima insulă. Dăm acum speedrun, te rog. Că nu știu cât de bine o ducem cu timpul. Toți au abilitate de aia. Oh my god, bro, bine că se spawnează acum fructă, nu? Oh my god, bro, nu mă mai arunca. Bro, dar nu înțeleg cum tot reușește bossul ăsta să mă arunce de fiecare dată. Ok, în direcția asta, ia că folosim Angel Flight-ul și fructul este, te rog, zi-mi că n-am venit aici degeaba, te rog, e frumos. Oh my god, chop, de ce chop? Uite, ești tu, bro, cât de departe m-a aruncat. Eu mi-am dat combo să-l vorbit. Bă, dau eu prima dată abilitatea, după aia dai tu. Uite, ăștia, uite-l pe ăsta, stanat. Bro, ce nesimțiți. Dar vezi, dacă ați ajuns până în momentul ăsta al videoului, scrieți neapărat acolo în comentarii fragmente ca să văd cine ajunge atât de departe în video. Pentru că numai abonații adevărați ajung până în momentul ăsta al videoului, bro. Ai, bro, muriți odată. Bro, dar boss-ul se spawnează atât de greu. Deci am bătut vreo 5 NPC-uri până mi se
spawnează-mi e boss-ul ăla. No, mi s-a dus combo că m-a stanat cu spam-ul lui de zi, bro. Hai, mișcă-te, te rog. Hai, bro, că reușim lejer în astea 11 minute să facem cât de ora e lui. Mamă, ce urăl skin-ul astea, deci la insula asta cred că pierdem cel mai mult timp, că NPC-urile ori mă stanează, ori fac ceva. Și se spunează foarte nașpa, bro. Deci trebuie să merg peste tot pe insulă ca să eu mor. Hai, bro, hai, bro, hai, bro, 9 minute. Cât timp reușesc să mai bag încă un raid, chiar nu mă interesează, deci e top, bro, de tot. Nu știu dacă am făcut multe raid-uri sau nu, dar eu zic pentru prima încercare am dus-o foarte bine. Mai ales că suntem solo. Voi vă dați seama dacă suntem 4 Buddha-uri, bro. Cred că facem record mondial. Dar cred că o să trebuiască să facem și un video în care batem recorduri pe Roblox, că deja văd. Soul Guitar-ul ăsta e atât de clutch, deci chiar ne ajută foarte mult, pentru că avem damage-ul boostat la tot, inclusiv gun-urile, din cauza la V4. Dacă nu m-ar mai spawna și boss-ul ăsta, te rog, zi-mi că e ultimul. Nice, 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 hai că mai avem timp. Hai, pentru ultimul facem un flame ride. Bagă-mă o dată! Oh my god, bro, what the fuck? Normal că se întâmplă asta fix la ultimul raid, nu? Dar nu știu cine m-a pus să iau flame-ul, chiar nu înțeleg cine m-a pus. Bro, bine că vin acum și pirații. Ok. Totuși, cred că avem timp să facem și pirații. Turbo, băieți, turbo! Nu mă aruncam la vaia. Cred că o să îmi țin puțin distanță de la vaia, că nu vreau să mor fix acum la ultimul raid. Aducem bine, mai avem în jur de 2 minute jumate. Am luat și cu casele astea. Vă rog, haidați. Vreau și pyra de raidul ăla să-l fac. V4, nice. Mamă, l-am aruncat în apă. Venim aici ca să nu se mai bugească și... Uite și de bro că se buguiesc acolo, mă, de ce? Trebuie să avem acum pur și simplu grijă să nu ne arunce în lavă și suntem good. Bossul stai că am nesimțit, nu știu cum să vă zic. Mai avem acum numai NPC-urile astea mici. Mai avem 30 de secunde, te rog. Oh my god, nice. Stai că da, să facem și pirate raid-ul. Cred că la început am avut 27.000 sau 29.000, nu știu exact cât am avut, că nu m-am uitat sincer. Adică m-am uitat, dar n-am fost atent. În orice caz, o să pun acum pe ecran câte raid-uri am reușit să facem. Dar în orice caz, cred că au fost 10 sau 11. În orice caz, un număr destul de bun, părerea mea. Acum sigur o să fie un bro, dar eu fac raid-urile în 2 minute, speedrunner, eu știu ce. Și mi-am irosit timpul pentru un Falcon, că de ce nu mi-aș irosit timpul pentru un Falcon? Pot să-i dau măcar Storm? Nici măcar nu pot să-i dau Storm, bro. Și ceva, stai aici, bro. Bro, de ce e așa nervos fructul ăsta? What the fuck? Poate o să refac videoul ăsta odată și odată, dar atunci o să fac cu 4 Buddha, nu o să mai fac solo. Și atunci o să facem și un record, pentru că dacă suntem 4 Buddha, bro, deci e insane cât de repede facem raid-urile. Da, băieți, cam atât pentru videoul ăsta și ne revedem data viitoare. Pa, pa!